Real IT cu Cristi Dorumbach și în această dimineață. Bună dimineața, bine te-am găsit. Bine te-am găsit, Cristi. Cât de mare este Facebook? Cred că dacă are peste un miliard de useri... 1,7. 1,7. De utilizatori care se loghează în fiecare lună. Deci este foarte, foarte mare. E huge. Foarte mare. La undeva anul acesta, Microsoft a cumpărat rețeaua de socializare pentru profesioniști LinkedIn cu 26 de miliarde de dolari. Mm-hmm. Ce face Facebook? Lansează aplicația de joburi pentru paginile lor. Drept urmare, oricine în viitorul apropiat, oricine are o pagină și are o firmă care rulează, va putea trimite anunțuri de joburi pe pagina lor de Facebook. Oamenii vor găsi pe pagina lor de Facebook acest lucru și acolo ne vom putea trimite CV-urile către aceste companii. Este răspunsul Facebook la cumpărarea Microsoftului, companiei Microsoft a companiei LinkedIn, dar și mai mult decât atât, cei de la Facebook copiază cum ar veni Snapchat-ul și îl implementează în toate soluțiile lor. L-au implementat pe Instagram, acum îl vor implementa pe WhatsApp. Acolo vom vedea acele statusuri pe care noi le aveam deja pe WhatsApp, dar acum le vom vedea și cu mișcare, cu pozuțe și așa mai departe. E o reacție foarte interesantă, cum ar veni, nu trebuie să te pui cu Facebook pentru că uite ce se întâmplă. Până atunci o să vă arăt acum, aceasta este o casă inteligentă de la Apple, este o casă controlată strict prin telefon. Telefonul știe când ajunge acasă, îți aprinde luminile în momentul în care îi deschizi ușa. Poți să comanzi pe Siri prin telefonul mobil să-ți pornească ventilația, luminile. În momentul în care îi spui Siri, eu vreau să mă uit la un film, Siri știe foarte simplu să-ți dea drumul la televizor, pentru că și acesta este conectat, și să-ți tragă jos jaluzelele casei. Este doamna care are această casă, ea așa... Nu și-a construit-o, și-a utilat-o. Este foarte fericită de acest lucru și spune că n-ar putea să facă multe lucruri fără acest mic ajutor și este foarte bucuroasă de faptul că în final casa îi răspunde și comunică cu ea atunci când ea cere anumite lucruri de la casa ei prin intermediul telefonului mobil. Unicul lucru important e să aibă baterie în telefon, baterie astfel în telefon încât și curent să nu aibă electric, parte de vreo surpriză din asta. Aceasta este cel mai important, să ai curent electric ca să te poată ajuta toate soluțiile tale. Până una alta, avem rezultatele votului din Statele Unite. Pentru că astăzi este ziua de votare în Statele Unite, internetul fierbe. Exact, în Hampshire deja a fost deschisă prima secție de votare, deja e a fost o tradiție prima acolo. Secție de votare este plin de tot soiul de păreri. Facebook a fost acuzat că partizanează cu cineva, iar cei de la Google vin și ei și ne spun că în momentul în care se vor închide secțiile de votare, pe căutarea Election Results vom vedea un spectacol al rezultatelor în timp real din toate secțiile de votare. Este probabil cel mai ușor mod de a urmări alegerile din Statele Unite dacă nu dorim să o facem la televizor și nu dorim să o facem neapărat pe rețelele de socializare, deși vor fi pline acolo. Este spectacolul care se întâmplă odată la 4 ani și e bine să-l urmărim online, pentru că așa vom vedea cum se integrează tehnologia cu toate soluțiile despre sistemul de votare din Statele Unite. Mâine dimineață vom ști aproximativ cine a câștigat. Până atunci trebuie doar să știm că persoanele care fac multe selfie-uri îmbătrânesc mai repede, iarăși acesta este un studiu, îl vedeți pe publica.md. De asta Dorumbach arată atât de bine că de bine a încetat să-și mai facă selfie-uri. Da, exact. Cristi, îți mulțumim foarte mult pentru informații și casa asta inteligentă chiar a fost una foarte, foarte bună. Te așteptăm și mâine dimineață, după ora 9. Cristi Dorumbach se vede și pe publica.md.